ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi vom discuta despre evenimentul care va avea loc în Ploiești, capitala tineretului din România. Este vorba despre Summitul Tinerilor Nouă și le-am alături de mine pe Bea Cănivaș, coordonator PR și comunicare Capitala Tineretului din România, și Nicoleta Iliescu, coordonator PR și comunicare Ploiești, Capitala Tineretului din România 2024. Bine ați venit în cadrul emisiunii alături de mine. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Mă bucur foarte mult să vă am în cadrul acestei emisiuni alături de mine și aș vrea să începem printr-o descriere în trei cuvinte a summitului tinerilor. Cum ați recomanda voi în trei cuvinte doar acest summit tinerilor din Ploiești și din întreaga țară până la urmă? E despre alegeri. Ok. Și eu aș adăuga că este unic. De la an la an este un concept nou. Așadar, ne dorim să venim cu ceva unic de fiecare dată. Iar al treilea cuvânt, Bea, care să fie? Ia să vedem. Inedit, oare, sau inovator, a spune. Da. Tocmai pentru că e elementul de noutate. Și pentru că ați adus în discuție ideea aceasta de inedit. Ce aduce nou pentru tinerii din România și din Ploiești summitul tinerilor? Care este de fapt conceptul? O descriere puțin mai largă, astfel încât să poată să înțeleagă publicul despre ce este vorba în acest eveniment. Păi fiecare ediție e unică și diferită în fiecare an, parțial pentru că încercăm pe cât posibil să ne adaptăm cumva cu tema orașului care este capitala tineretului în anul respectiv, orașul nostru gazdă, anul ăsta Ploiești. Și în general, cumva tema, de asta ziceam că e despre alegeri, pentru că tema noastră anul ăsta se numește Choices și se referă atât la alegerile pe care tinerii le fac în viața de zi cu zi, cât și cumva voiam să incorporăm și ideea că anul ăsta este cel mai complex an electoral în România și în Uniunea Europeană în general, din cauza tuturor alegerilor care au avut loc anul ăsta, alegeri locale, alegeri europarlamentare, mai urmează și cele parlamentare și cele prezidențiale. Și atunci anul ăsta cumva ne-am axat pe ideea asta de alegeri și alegerile pe care le fac tinerii, dar și alegerile pe care le fac restul membrilor comunității și care afectează sau au cumva un impact asupra tinerilor. Înțeles. Uite, este a noua ediție, summitul tinerilor nouă chiar. Și voiam să vă întreb, cum s-a dezvoltat acest concept, acest proiect în cei 9 ani în care a fost desfășurat? Practic, de la prima ediție, cum a evoluat acest eveniment? A evoluat de la an la an, câte un pic, câte un pic. Și a evoluat cumva odată și cu programul Capitala Tineretului din România. Prima dată s-a ținut la Timișoara, care a fost ediția pilot. Iar programul Capitala Tineretului din România, de fapt, vine de la Cluj, capitala europeană a tineretului, în 2015. Și atunci, după ce Cluj a purtat titlul, cumva ideea era să rămână această tradiție, să rămână cumva ideea asta de capitala tineretului în România. Și atunci s-a dezvoltat programul de capitală și odată cu el s-a dezvoltat și summit-ul. Cum a la început, în prima ediție, la Timișoara, ediție pilot, mai mic, mai puțin, număr destul de mic de participanți, foarte, foarte mult focus pe pur și simplu pe crearea unei imagini pentru evenimentul ăsta. Iar de la an la an era tot crescut. După Timișoara a avut loc a doua ediție a summitului la Bacău, unde a început deja să crească summitul, a început să fie mai mulți participanți, mai ales din național, și la început erau focusuri pe niște teme destul de largi, vorbeam cumva la nivel european despre democrație, încercam să înțelegem conceptele astea mari. Iar pe măsură ce summitul a evoluat, am avut și o ediție online din cauza pandemiei. Iar apoi când a revenit la Cluj în 2022, atunci am început să ne concentrăm pe niște teme de astea mai specifice. La Cluj a fost vorba de rădăcini, întoarcere la rădăcini, conexiunea cu sustenabilitatea, dar și cu comunitățile din care venim. După anul trecut am vorbit la Târgu Jiu despre abilitate și agilitate, despre dezvoltare de competențe, din nou foarte specific pe trei zone de interes,
green, digital și inclusiv, pentru că începeam să ne gândim cumva la competențele de care au nevoie tinerii așa în general pentru a putea să joace rolul pe care l-au ei în comunitate, la potențialul pe care l-au ei cu adevărat. Iar acum am ajuns la choices, la alegeri, să vorbim un pic despre competențele astea așa super aplicat, care sunt alegerile pe care le fac tinerii în viața lor de zi cu zi și cum interacționează ele unele cu altele, cum pot tinerii să facă cele mai bune alegeri până la urmă pentru ei și pentru comunitățile din care vin. Uite cum s-a dezvoltat de la câteva aspecte destul de generale la început din ce ne povestești, până în momentul de față când vorbim practic despre alegerile pe care tinerii le fac de zi cu zi și știm cu toții că uneori este mai complicat să alegi când ai mai multe opțiuni. Nico, voiam să te întreb, știu că tu ai participat în anul 2022 la Summitul Tinerilor și aș vrea să ne spui care a fost experiența ta atunci și cum ți se pare că ai putut să aplici experiența învățată atunci și practic tot ce ai observat în cadrul acelui summit, în cadrul organizării, pentru că sunteți parte și din echipa de organizare, în anul 2024, anul acesta, în Ploiești, bineînțeles. Așa este, eu am participat pentru prima dată la Summitul Tinerilor în anul 2022, când Ploieștiul se afla în finala pentru Capitala Tineretului din România. Și am participat de asemenea și anul trecut la ediția de la Târgu Jiu, la Summitul Tinerilor. Ce este diferit anul acesta este că nu voi mai fi un simplu participant la summit, fac parte din echipa de organizare, dar voi facilita și un atelier pe partea de branding personal și implicarea tinerilor în era digitală. În primul rând, este o provocare care vine la pachet cu foarte multă muncă, de fapt, pentru că sunt detalii care trebuie puse la punct chiar și pe ultima 100 de metri. Summitul ne bate deja la ușă. Suntem cu toții entuziasmați și cred eu că va fi o experiență unică și pentru mine. Bineînțeles, este un eveniment care se va desfășura pe mai multe zile. De menționat perioada 16-20 octombrie, da, deci este un eveniment amplu. Se desfășoară în perioada 16-20 octombrie la Palatul Culturii, dar și la Hipodrom și este organizat de Guvernanța Capitalei Tineretului din România și anume vorbim despre Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT, tot din Cluj, și BCR, iar anul acesta, bineînțeles că se află în parteneriat cu Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Asociația Eurospirit și Primăria Municipiului Ploiești, care de asemenea este și finanțatorul principal al evenimentului. Bun, uite, chiar urma să vă întreb. Practic, în cadrul evenimentului, încercați cumva să-i ajutați pe tineri să aibă o relație atât cu ceilalți tineri și să învețe și să se inspire practic de la ei, cât și cu autoritățile locale. Am văzut câteva workshop-uri și despre Uniunea Europeană, despre tot ce înseamnă Parlamentul European și așa mai departe. Cum considerați că s-a implicat și practic s-a creat această relație dintre tineri, dintre voluntari, dintre cei care au organizat și guvernanța și, mă rog, autoritățile locale care au contribuit în organizarea evenimentului? Chestia asta vine cumva dintr-un, aproape un fel de, ca un triunghi, de, care e focusat pe ideea că orașele se pot dezvolta pentru viitor numai prin tineri. Și atunci principiul ăsta intră cumva în întreaga filozofie a programului de capitală și implicita summitului. E ideea asta de colaborare între tineri care sunt la firul ierbii, ei sunt până la urmă cei care vor avea cel mai mult impact până la urmă. Orașele care ele există, ele trebuie să se dezvolte și trebuie să țină pasul cu tinerii și până la urmă viitorul spre care ne îndreptăm că vrem, că nu vrem. Și atunci se formează ideea asta de co-management la nivel foarte strategic și foarte tehnic. E ideea că ai organizațiile de tineret care ele sunt în contact direct cu tinerii, iar apoi ai municipiul, primăria, autoritățile locale, consilii, ce mai fi, care lucrează împreună pentru tineri, cel puțin în anul ăsta de capitală. Și atunci, ca și colaborare în timpul summitului, cam aceeași idee este. Avem atât invitați din sfera asta a factorilor de decizie, invitați cheie care pot să vină și să intre în contact direct cu tinerii,
ca ei mai apoi să poată să meargă să ia deciziile la nivel care o fi el, că e vorba de local, că e județean, că e național, că e chiar european, având cumva la bază aceste idei luate direct de la firul ierbii. Și noi mai avem, cam în fiecare an, încercăm să avem și o rezoluție a summitului, un document în care să rezumăm cât de cât toate ideile astea care vin de la tineri, pentru că nu știi niciodată care sunt ideile care vor schimba politica și regulile și tot ce înseamnă pentru totdeauna. Deci poate chiar o idee venită de la un tânăr în cadrul summitului poate să fie atât de inovativă încât într-adevăr să aibă un impact asupra întregii țări, întregii comunități și așa mai departe. Aș vrea să mă întreb cum ați reușit să aduceți un număr atât de mare de participanți. Am văzut o postare pe Instagram, au fost înscriși peste 600 de participanți, cel puțin în prima etapă. Care este secretul, practic, să atrageți un număr atât de mare de persoane interesate? E timpul. Suntem la a noua ediție, deja a crescut summitul atât de mult încât tinerii vin pentru că știu că este un eveniment de calitate, știu că este un eveniment la care ei pot să intre în contact și este un eveniment pe care, până la urmă, ei sunt cei care îl formează. Noi suntem în echipă foarte, foarte mulți. Cred că 95% din echipă suntem sub 30 de ani, poate chiar sub 25 foarte mulți dintre noi. Și atunci și participanții simt chestia asta, simt că suntem o echipă tânără, simt că noi chiar îi ascultăm și că de la ediții la alte încercăm să ne adaptăm nevoilor și cerințelor lor. Și anul trecut, de exemplu, în timpul summitului am luat cât mai mult feedback, am strâns sugestii pe care după aia noi le-am întâlnit și le-am discutat și am încercat să creăm anul ăsta un concept care să răspundă pe cât posibil tuturor dorințelor pe care le-au avut tinerii. Bineînțeles că e imposibil să prindem toate recomandările într-o singură ediție, dar cine știe, poate la ediția următoare mai luăm câte ceva ce s-a discutat anul trecut, ce s-a mai discutat anul ăsta și se adună ele încet, încet. Dar cred că ăsta e secretul, să ascultăm, faptul că ascultăm tinerii și faptul că noi chiar luăm în considerare tot ce înseamnă feedback, recomandări, sugestii din partea lor și creăm un eveniment care să răspundă nevoilor reale și discuțiilor care până la urmă au loc între tineri. De la tineri pentru tineri până la urmă. Exact. Și fără falsă modestie, aș putea spune, noi pe întreg parcursul anului am avut destul de mare vizibilitate în mediul online la nivel național. Iar tinerii oricum erau foarte curioși și dornici să vină la Ploiești pentru că au văzut deja câteva dintre evenimentele noastre și sunt foarte curioși să vadă cum se va desfășura summitul în Ploiești. De asemenea, noi am mizat și pe conceptul Let's Play și spunem că fiecare piesă din puzzle este foarte importantă, fie că vorbim de tineri, de organizații, de administrația locală sau de partenerii și instituțiile, partenerile cu care noi lucrăm. De asemenea, îi avem aproape și la summitul tinerilor. Și bineînțeles că aducem mai aproape ideea de împreună, pentru că mereu lucrurile bune se fac doar împreună. Deci este practic o comunitate, cumva. Și chiar mă bucur, uite, că ai spus mai devreme, tineri din întreaga țară sunt dornici să vină în Ploiești și să vadă într-adevăr ce are de oferit orașul nostru. Mă bucură foarte tare acest aspect. Nico, voiam să te întreb, care sunt principalele aspecte, principalele domenii pe care își dorește evenimentul să le dezvolte? Vă sunt niște workshop-uri, dacă poți tu să ne detaliezi puțin, care sunt domeniile care vor fi atinse practic în cadrul workshop-urilor? Wow, avem destul de multe domenii, fie că vorbim despre mediu și sustenabilitate sau incluziune, avem chiar și ramura de persoane cu dizabilități, egalitate de șanse, domeniul AI și PR, avem de asemenea și despre democrație, ce a spus și Bea mai devreme. Încercăm să atingem chiar toate domeniile de interes pe care tinerii le-au cerut sau au fost curioși în edițiile trecute și au vrut să revină și să vadă aceleași tematici și anul acesta, dar bineînțeles că am amplificat și venim și cu idei noi. Avem ateliere și pe partea de prim ajutor
Și de asemenea, foarte importantă este și partea de user experience, pentru că vom veni cu activități separate de ateliere și anume vom avea un colț de consiliere și dezvoltare personală în parteneriat cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră de la UPG. Dacă știți despre picătura de consiliere, a fost proiectul care a câștigat la Gala Tineretului Prahovean, ediția de anul acesta. De asemenea, vom avea și niște tururi ghidate pentru tinerii participanți, care vor fi susținute de istoricul Lucian Vasile, cu care am colaborat pe parcursul anului, fiind și ambasador al programului Ploiești Capitala Tineretului. Și mai avem câteva surprize pe care nu o să le spunem și așteptăm pe tineri să descopere chiar la summit. Care sunt valorile cu care va pleca un tânăr după ce va termina practica tot acest program al summitului, al evenimentului, după perioada aceasta de 16-20, cu ce va pleca înapoi la el în județ, în oraș? Vrem să conștientizeze cât de importante sunt alegerile pe care ei le fac, indiferent de domeniu, și cum acestea vor influența traiectoria lor în viață pe mai departe. Da, și în același timp și puterea pe care au ei asupra comunităților. Pentru că noi avem cumva două direcții principale anul ăsta. Una dintre ele este rolul tinerilor în comunitate, mai specific partea de dezvoltare de competențe practice, informare, învățare, gândire critică, partea de conștientizare a impactului pe care l-au alegerile lor, dar și partea de tineri pentru comunitate, în care ne uităm mai mult la ideea de a dezvolta tot felul de instrumente pe care tinerii după aia pot să le ia și să se implice în comunitățile lor, fie că deja fac parte dintr-o organizație de tineret, fie că poate asta e prima lor întâlnire cu ideea de wow, chiar pot să fac ceva, chiar vocea mea chiar contează într-o comunitate. Și atunci ei când vor pleca de aici vor avea și câteva instrumente până la urmă de intervenție și de participare activă în comunitățile din care fac ei parte. Wow, cât de tare! Deci practic vor pleca într-adevăr cu niște valori pe care le vor căpăta în cadrul summitului, de la speakerii, de la invitații pe care îi aveți. Și pentru că discutăm despre speakeri și despre invitații, aș vrea așa să ne dați, dacă știți câteva, nu știu, câțiva invitați surpriză, care nu sunt neapărat menționați pe social media. I-am urmărit într-adevăr pe cei de pe social media, sunt foarte mulți și într-adevăr nume destul de mari din diverse domenii. Însă, hai să așa începem cu Summit Talks, Bea. Da, dar ce voiam să zic înainte de asta e că noi comunicăm foarte transparent, așa că nu avem neapărat invitați surpriză care să nu fie deja în social media. Așa că da, cum zicea și Nico, cei mai mari sunt probabil cei de la Summit Talks, unde îi avem pe Alex Jerpelea. Este tânărul de 17 ani care împreună cu o echipă a făcut primul soft pentru prezervarea limbii a române, care este o limbă pe cale de dispariție, și cu ajutorul AI-ului, o să ne povestească el mai multe la Summit Talks, a reușit să facă softul ăsta care ajută la prezervarea limbii. O mai avem pe Aluziva, care este jurnalist și influencer. Și este foarte cunoscută în rândul tinerilor și apreciată. De asemenea, îl mai avem pe Dragoș Pătraru și vreau să spun că Aluziva și Dragoș Pătraru chiar au avut un mare succes în mediul online, că vorbeam despre postările pe care le-am anunțat. Pur și simplu au făcut așa un boom în social media și ne bucurăm foarte tare pentru că tinerii sunt atât de încântați. Și ultimul invitat de la Summit Talks este Rareș Voicu. El a fost președintele Consiliului Național al Elevilor acum câțiva ani, iar acum este primul președinte al Consiliului European pentru Tineret, care vine din România. Wow, deci practic se va dezbate într-adevăr și partea aceasta de implicare civică în tot ce înseamnă comunitate, România, societate și așa mai departe. Absolut. Mă bucur foarte mult să aud acest aspect. Și despre momentele artistice, dacă ne puteți împărtăși câteva... Că tot vorbim de invitați, vom avea și câteva momente artistice și anume sâmbătă seară o așteptăm pe Alina Eremia la Ploiești. Vom avea un concert pe Esplanada Palatului Culturii,
Iar în deschiderea Alinei vor cânta Ștefan Petre, care a compus imnul Ploiești, capitala tineretului din România, și trupa Vici, care este fosta trupă Romb sau Alexizon. Așa este cunoscută în comunitate. Și de asemenea, concertul nu se oprește sâmbătă. Scena va rămâne la Palatul Culturii până duminică, iar acolo, duminică seara, vom promova tinerii artiști locali. O așteptăm și pe Adela Ancuța, pe fetele de la trupa Vong, de la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești, care ne vor încânta cu câteva melodii jazz. Și de asemenea, Casa de Cultură a Studenților din Ploiești a pregătit un întreg program artistic și de dans și de muzică. Wow, cât de interesant sună. Deci, într-adevăr, uite, tinerii vor putea să beneficieze și de, în primul rând, întâlnirea cu Alina Eremia și să fie parte din concertul ei și să vadă, să fie parte din un concert care promovează, practic, tinerii talentați din comunitatea locală și județeană, chiar la nivel național, unii dintre ei. Mă bucur foarte mult să aud acest aspect. Bun, acum haideți să trecem la partea de organizare. Așa cum am menționat, voi sunteți și în echipa de organizare și aș vrea să vă întreb care au fost cele mai mari provocări, aspectele acelea care au îngreunat puțin organizarea evenimentului. Ce v-a provocat pe voi în tot acest proces? Pentru că știm cu toții că este un proces destul de lung să organizezi un astfel de eveniment. Probabil cea mai mare provocare e chiar acum asta, ultima 100 de metri. Pentru că sunt foarte multe, asta e în orice eveniment, sunt foarte multe lucruri pe care nu le poți organiza din timp. Oricât ești de bine organizat, oricât ești de oricât de faină e echipa, oricât ești de competent, unele chestii trebuie rezolvate fix atunci, în ultimele momente, inclusiv organizarea sărilor, organizarea locațiilor. Și atunci mi se pare că asta, ultima 100 de metri, asta este cea mai grea până la urmă. Suntem toți aici, suntem toți împreună, așa că trecem peste provocarea asta și apoi abia așteptăm să înceapă summit-ul și să vedem toți participanții aici, să vedem sala aia, abia aștept să avem deschiderea informală și apoi deschiderea oficială, să vedem toți participanții împreună, să vedem ce am reușit să facem. Și pentru tine, Nico, care au fost momentele acelea un pic dificile, practic, din perioada aceasta de organizare? Cum a spus și Bea, cred că momentele care vin acum pe ultima 100 de metri, pentru că sunt detalii care trebuie puse la punct cu o zi sau două înainte, fie că vorbim de amenajarea spațiilor pentru ateliere, sălile pentru youth talks, fie că vorbim poate de câteva anunțuri în online sau către participanți. De exemplu, unde vor fi cazați, cum pot ajunge la locațiile unde desfășurăm noi activitățile. E foarte importantă partea asta de comunicare între noi ca organizatori și participanții la eveniment pentru ca aceștia să fie bine informați și să aibă parte de o experiență frumoasă alături de noi. Am înțeles. Și este foarte important ca fiecare persoană din echipă să știe care este rolul ei și să se ocupe de atribuțiile necesare și asta facem acum. Este foarte bine că avem atât de multe persoane implicate în organizare și că sunt tineri și vin cu energie și parcă munca nu mai pare atât de grea când vezi că echipa e bine sudată și că fiecare se ocupă de atribuțiile sale. Asta înseamnă până la urmă o echipă, fiecare să își îndeplinească atribuțiile, fiecare să își facă task-ul pe care îl are de îndeplinit, astfel încât la final să fie într-adevăr atins obiectivul final, obiectivul cel mare în cazul acesta, evenimentul acesta de amploare, într-adevăr. Și pentru că vorbeam despre organizare, aș vrea să vă întreb, ne-a spus mai devreme despre Alina Eremia. Cât de greu a fost să o aducem pe Alina Eremia la Ploiești? Am început mai întâi cu prospectarea, să vedem ce își doresc tinerii, de fapt, ce artiști putem aduce noi în Ploiești, astfel încât tinerii să fie entuziasmați și să participe la eveniment. De comunicarea dintre noi și Alina s-au implicit casa de discuri cu care ea lucrează, nu ne-am ocupat eu și Bea, deși suntem pe comunicare. S-a ocupat Mircea, colegul nostru care este președintele Consiliului Tineretului din România. Și, bineînțeles, ministerul, care este partener alături de noi, pentru că va organiza Gala Națională a Tineretului duminică. Și automat toate acestea se leagă și
cum am spus mai devreme, fiecare se ocupă de bucățica lui, astfel încât piesele de puzzle să fie acolo unde trebuie și să iasă totul bine, împreună. Bun, uite, abia așteptăm atunci să o vedem pe Alina Eremia concertând la Ploiești. Și pentru că vorbeam despre Gala Tineretului din România, un pic mai devreme ai menționat tu, aș vrea să ne povestiți puțin despre conceptul acesta. Cum a luat naștere, despre ce este vorba, ce se va întâmpla practic duminică în orașul nostru? Practic, gala este organizată de minister. Până acum câțiva ani era Ministerul Tineretului și al Sportului. De anul trecut este Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Conceptul este cumva paralel cu summitul, summitul fiind organizat de guvernanța programului Capitala Tineretului, iar partea de gală fiind organizată de minister. Ele cumva se întâmplă deodată, dar sunt două evenimente de sine stătătoare, două proiecte diferite. Pe partea de gală, de obicei, ce se întâmplă, marele moment al galei este anunțarea următorului oraș Capitala Tineretului din România. Și pe lângă asta, înainte, mai ca și un build-up până acolo, avem o grămadă de premii care, către proiecte, către organizații, către lucrători de tineret, către artiști, este o întreagă gală până la urmă. Anul acesta, totuși, nu vom avea acel mare moment în care se anunță Capitala Tineretului, pentru că ea a fost deja anunțată. Alba Iulia va fi Capitala Tineretului 2026. Însă, sigur, noi așteptăm cu drag pe toți participanții la summit să vină și la Gala Tineretului, pentru că e un moment fain să ne susținem unii pe alții, să ne ajutăm, să ne aplaudăm până la urmă, pentru că foarte mulți dintre participanți fac deja parte din organizații care probabil au proiecte deja în finala galei sau vor avea de fapt proiecte în finala galei. Și atunci e momentul ăsta fain de comunitate în care suntem toți împreună și ne bucurăm până la urmă de succesele celorlalți. Wow, cât de tare! Iar acum câteva întrebări un pic mai personale despre partea aceasta de organizare și aș vrea să-mi spuneți dacă ar fi să schimbați așa un singur lucru la Gala Tineretului și la summitul tinerilor, la întreg evenimentul practic de anul acesta, având în spate și știind deja toată experiența de organizare, care ar fi acel aspect pe care l-ați schimba? Dacă ne gândim la partea de comunicare și social media pe care noi o gestionăm, probabil aș face postările puțin mai din timp, pentru că se anunță foarte multe ateliere și cumva nu mai au toate parte de aceeași vizibilitate dacă le postăm una după alta. Așa, dacă am avea posibilitatea să le postăm mai din timp, zic eu că am ajunge la un număr mult mai mare de persoane. Deși nu mi-e rușine nici cu numărul de persoane pe care l-am atins până la urmă. Am văzut impactul pe social media, într-adevăr, unul promițător. Da. Uite, tot pe partea asta, parțial de comunicare, parțial de agendă, eu mă uit un pic mai la tot procesul. Ce aș schimba și ne propunem de fapt să intrăm mai mult pe asta anul viitor, este să încercăm să ne adaptăm și mai bine, nu doar nevoilor tinerilor, sau mă rog, tinerilor care sunt și mai tineri, ci să vorbim mai mult și pe limba lor. Pentru că noi în comunicare facem cât de mult posibil să adaptăm titluri, dar există în continuare un generational gap, până la urmă destul de mare, între tinerii de 20, 25, 30 de ani și tinerii de 16-17 ani care acum intră pentru prima oară în lumea asta voluntariatului, a sectorului de tineret. Și acolo mi se pare că ăla e locul în care am mai putea să schimbăm chestii, unde am putea să aducem poate mai aproape de noi mai mulți tineri, foarte tineri, care să ne ajute cumva să comunicăm mai bine cu ei, să scriem chestiile care să fie pe limba lor și să putem să ajungem mai bine și mai ușor către ei, ca și lor să le fie mai ușor să treacă prin tot ce comunicăm noi în online, în intern, prin mail-uri și agende și ce mai avem noi. Cumva cred că asta ar fi, din punctul meu de vedere, marea schimbare, să încercăm să ne adaptăm și mai bine nevoilor de comunicare ale tinerilor care abia acum intră în zona asta de tineret.
Dacă ați putea să oferiți așa un sfat unui tânăr care participă pentru prima dată în cadrul unui summit și vine la Ploiești, în cadrul summitului Tinerilor Nouă, care ar fi acel sfat? Să se bucure de experiența de învățare, să fie o grămadă de oportunități de socializare, de networking, o să fie o grămadă de oameni faini, pentru că asta se întâmplă tot timpul în evenimentele de tineret. Tinerii se adună împreună, sunt tineri care au până la urmă un scop comun, au niște valori comune, și atunci e o experiență extraordinară ca să ia legătura unii cu alții, să creeze noi prietenii, să socializeze. Și atunci, chiar dacă unii tineri poate vin singuri din orașul lor, sau poate vin cu un grup, dar nu sunt la aceleași ateliere, sau poate nu sunt cazați la același hotel, este o oportunitate foarte bună pentru ei să creeze noi prietenii, pentru că oamenii care au venit la summit, care au fost selectați și care participă, sunt oameni care au până la urmă valori comune. Și atunci e mult mai ușor să începe prietenie, să începe o conversație cu un tânăr care știi deja că pornește de la același gând ca tine. Și eu aș zice la fel, să aibă curajul să se exprime. De fapt, să aibă în primul rând curajul să se înscrie la un astfel de eveniment, deși poate e ceva nou pentru el. Sau fiind și orașul nou, majoritatea participanților nu au mai venit până acum la Ploiești și mi se pare că le va prinde foarte bine această experiență, fiind singuri sau poate alături de câțiva prieteni într-un oraș nou, cu siguranță vor avea foarte multe lucruri de învățat. Și de asta spun că e bine să aibă curaj să se exprime, să iasă în față, să cunoască oameni noi, locuri noi, pentru că vor ajuta pe mai târziu la dezvoltarea lor și personală și profesională. Pe voi ce v-a motivat să vă implicați în organizarea unui astfel de eveniment și până la urmă în tot proiectul de Capitala Tineretului, astfel încât să se poată inspira de la voi tinerii din întreaga Românie? Pe scurt, ca aș putea să zic ore în șir despre asta, eu am început să fac voluntariat de la 16 ani. Eu sunt din Baia Mare. Și în tot așa făcând voluntariat, am început la un dat să cochetez cu zona asta de PR și comunicare, de social media, am început să scriu bloguri, și așa mi-am găsit eu pasiunea asta pe partea de comunicare. Între timp, Baia Mare a fost și a capitala tineretului în perioada 2018-2019, că pe atunci programul începea în mai, într-un an și se termina în mai anul următor. Și practic primul meu summit a fost la Bacău, când am aflat că Baia Mare va fi capitala tineretului în anul următor. Iar după aia, la Baia Mare, când a fost summitul, am fost și eu acolo pe baricade, parțial pe partea de comunicare, parțial pe partea de gestionarea participanților. A fost un eveniment wow, o experiență extraordinară. Și pentru mine, cumva, summit-ul a fost unul din momentele în care mi-am dat seama că, bă, mie chiar îmi place munca asta, mie chiar îmi place să fiu în sectorul de tineret, iar experiența de a fi voluntar și de a fi, poate chiar parțial, nu chiar organizator, dar un tânăr lider în programul de capitală când eram în Baia Mare, a fost și momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc să rămân în sfera de tineret, îmi doresc să fiu și eu lucrător de tineret. Și atunci, cumva, de acolo am început eu în traseul meu. Ar fi o paranteză prea mare să intrăm și în asta, dar eu, pe lângă partea de PR și comunicare, lucrez foarte mult cu tinerii, sunt lucrător de tineret. Și atunci, cumva, de acolo a pornit. Au fost momentele astea super importante, summit-ul, programul și întregul program de capitală, în care mi-am dat seama că, mă, chiar îmi place chestia asta, chiar îmi doresc să continui. Și apoi, când am avut ocazia să intru pe partea de comunicare pentru întreg programul de capitală a tineretului din România, bineînțeles că am acceptat provocarea până la urmă. Și asta mă motivează, de fapt, faptul că știu ce impact au avut toate evenimentele astea și toate programele astea asupra mea, ca tânăr care la momentul respectiv nu știam ce-mi doresc, nu știam ce vreau în viață, încercam să explorez, să înțeleg, să văd cu ce se mănâncă lumea asta și practic așa am reușit eu să-mi găsesc rost în lume. Și atunci știu că dau și eu înapoi tinerilor măcar o parte din ce am primit eu. Deci la tine este vorba despre pasiune și despre dezvoltare personală, Da. din ce înțeleg. Iar pentru tine, Nico, care au Și fost la mine, cu aspectele care... siguranță, este pasiunea în primul rând. Și dacă m-ai fi întrebat acum 4 ani, dacă aș fi ajuns în momentul de față
să fac atât de multe lucruri și să fiu la nivelul la care sunt acum, cu siguranță ți-aș fi spune că nu e adevărat, nu știu ce mă așteaptă. E un vis devenit realitate. Exact, pentru că eu am început voluntariatul chiar pe partea de PR și comunicare în 2020, când am început și facultatea. Sunt și filolog, de asemenea am terminat filologie și la liceu și la licență și în prezent sunt la un master pe comunicare interculturală, tot la UPG, la Ploiești. Și în primul rând sunt bucuroasă nu doar de evoluția mea și impactul pe care toate evenimentele l-au avut asupra mea, ci și de impactul pe care îl văd în rândul tinerilor cu care lucrăm, atât, nu știu, între studenți, pentru că am început mai întâi prin Liga Studenților cu partea de PR și cu comunicare. Ulterior, în 2022, m-am alăturat și Fundației Județene pentru Tineret Prahova, chiar atunci când candidam pentru titlu și bineînțeles că marea bucurie a fost în final atunci când aflam că vom câștiga titlul pentru 2024. Deci ai fost la început prezentă. Da, și de asta vorbesc despre pasiune și evoluție, pentru că se așează lucrurile atât de frumos încât poate nici nu stai seama la momentul respectiv ce trăiești. Și cum ar spune și Radu și Mihaela, noi cumva împreună scriem istorie prin ceea ce facem. Și asta mă bucură cel mai tare. Cât de mult îmi place sloganul acesta. Împreună scriem istoria comunității noastre. Exact. Bun. Uite, acum aș vrea să trecem la 10 întrebări cu răspuns scurt. Fiecare să răspundă cumva succint la aceste întrebări. O să facem pe rând. Ce credeți că îi motivează cel mai mult pe tinerii din ziua de astăzi? Răspundeți fiecare. Câte un cuvânt, două? Puterea de a face o schimbare, pentru că tinerii din ziua de azi sunt foarte, foarte conștienți de faptul că ei pot să facă schimbări și că își doresc să se schimbe lucruri. Iar tu, Nico? Mai întâi faptul că pot fi ascultați de cineva și luați în considerare, pentru că de multe ori ei vin cu idei foarte bune și pot schimba foarte multe lucruri în comunitate, dar nu sunt băgați în seamă. Și noi cu titlul de Capitala Tineretului ne-am lovit de asta la un moment dat la început, în 2022, când oamenii ne întrebau, da, e Capitala Tineretului în 2024, dar unde sunt tinerii din oraș? Și așa, noi am scos în față, prin evenimentele pe care le-am organizat de-a lungul timpului, începând chiar cu 2023, când am testat anumite evenimente să vedem ce ar prinde anul acesta. Și uite așa, tinerii au fost împuterniciți și au reușit pe parcurs să organizeze chiar ei singuri, nu știu, un festival sau diverse evenimente pe care le-am organizat noi, spun, cu succes, atât în rândul tinerilor, cât și pentru întreaga comunitate, pentru că la un moment dat și oamenii de vârste înaintate veneau alături de noi și, nu știu, dacă aveam un festival și organizam concerte, veneau să danseze alături de noi. Sau erau curioși să vadă ce fac tinerii ăștia aici, în centrul orașului, de ce s-au strâns cu toții. Deci asta e ideea, de a fi ascultați și împuterniciți să facă lucruri. Bun. Care este cea mai mare provocare cu care se confruntă tinerii din România în ziua de astăzi? Poate chiar asta, că nu le sunt ascultate vocile, pentru că de foarte multe ori în dialogul cu diversi factori de decizie apare ușa veșnic deschisă. Ei au ușa deschisă, dar tinerii, pe lângă că de multe ori nici nu știu cum să ajungă până la ușa aia deschisă, nu știu de unde să ia factorii ăștia de decizie și cum să ajungă până la ei, de multe ori ei merg, își spun oful și după aia nu se întâmplă nimic. Și atunci cred că asta ar fi cea mai mare provocare pentru tineri și nu doar în România, ci de cam peste tot în lume. Eu de 5 ani locuiesc în Londra, lucrez cu tineri și de acolo, e aceeași problemă. Tinerii câteodată sunt auziți, dar nu sunt ascultați. Și atunci eu cred că asta e cea mai mare provocare, fix ideea asta. Tinerii au o voce, tinerii trebuie ascultați și implicați dacă ne dorim ca, știți vorba aia cu să ne plătească cineva pensiile. Da, dacă noi ascultăm pe tinerii din generația asta, nu o să ne plătească nimeni pensiile. Wow. Nico, cum văd tinerii implicarea civică? Contextul în care ne aflăm, cu titlul de capitală, cumva a creat mai multe oportunități pentru ca tinerii să se implice în comunitate. Și
cred că a devenit de fapt un trend, mai ales între elevii de liceu, pentru că ei veneau la recrutări la un moment dat la fundație cu 2-3 colegi sau prieteni din clasă și așa s-a dus vorba între ei și am reușit să creăm o mică rețea sau un ecosistem de tineret în comunitatea noastră în care tinerii vin din plăcere la evenimente și își doresc să se implice pe cât posibil, fie că vorbim de partea de logistică, avem băieți care ne ajută să care diverse lucruri și e minunat pentru că nu știu cum ne-am fi descurcat fără ei, pentru că e foarte importantă și această parte. Și partea de comunicare, avem tineri foarte creativi care ne ajută să creăm anumite reels sau texte, fotografii, per total crearea de conținut pentru social media și, bineînțeles, și facilitarea de ateliere, pentru că prin micile proiecte pe care le-am organizat de-a lungul timpului, ei au văzut ce înseamnă să fii participant și au ocazia acum să fie și facilitatori. Sau noi avem câteva cluburi, le numim, la Casa Tineretului din Ploiești și voluntarii astfel au avut oportunitatea să se implice și să țină ateliere de pictură, de actorie, de muzică, teatru, fotografie. Am cuprins cât mai multe domenii, astfel încât ei să se simtă în largul lor și să-și dorească să se implice în continuare. Am înțeles. Pia, ce rol joacă tehnologia în viața tinerilor de astăzi? Foarte bună întrebare. Joacă un rol foarte, foarte important și poate cel mai important lucru pentru partea asta altă, de parțial de comunicare și parțial de lucrători de tineret și experți de tineret, e faptul că tehnologia e o parte vitală până la urmă din viața tinerilor, mai ales cei născuți așa după vreun 2006-2007, tehnologia, ei nici nu știu cum era viața înainte de tehnologie. Și atunci noi ca lucrători de tineret, ca experți de tineret, trebuie să ne adaptăm la chestia asta și să încercăm să integrăm și noi lucru cu tinerii în viața tinerilor. Pentru că partea digitală în lucrul nostru cu tinerii. Pentru că până la urmă tehnologia aia, mai ales tinerii sunt destul de perspicace când vine vorba de a înțelege pericolele, de a înțelege ce se întâmplă de fapt în online și poate de multe ori sunt cei care ar putea să învețe generațiile mai înaintate cum să folosească tehnologia, mai ales sunt boomer practic după scara aia a generațiilor, the baby boomers. Ei practic au foarte mari probleme în a identifica AI-ul, de exemplu, inteligența artificială, conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Iar tinerii, de fapt, sunt foarte, foarte buni la a identifica chestia asta, pentru că pentru ei a apărut acum, pentru ei e super ușor să înțeleagă, să vadă diferențele. Și atunci e partea asta de diferențe transgeneraționale în care tinerii ar putea să învețe foarte multe lucruri către generațiile înaintate. Și atunci, cam asta e. Tehnologia e acolo, este totul pentru tineri și este normal să fie așa. Uite, Nico, pentru tine tot o întrebare legată de tehnologie. Cum influențează social media viziunea tinerilor asupra lumii? Exact despre asta o să vorbim și la atelierul pe care îl țin eu la Summit, despre alegerile pe care le faci tu în mediul online și cum acestea îți influențează modul în care lumea te percepe. Pentru că în mediul online nu sunt doar prietenii tăi, sunt și profesori poate sau viitorii angajatori și este foarte important să-ți creezi un anumit brand personal, o imagine, astfel încât să nu fii afectat pe viitor și să fii încrezător în ceea ce faci. Poți repeta puțin întrebarea că m-am dus pe partea de alegeri. Cum influențează social media viziunea tinerilor asupra lumii? Asupra lumii. Este foarte important să conștientizeze, cum a spus și Bea, diferența dintre textele generate AI sau diverse anunțuri de cele reale. Și bineînțeles că aici ne referim și la știri, la fake news și știrile reale.
influențează foarte mult viziunea lor, pentru că ei își iau informația în primul și în primul rând de pe social media. Dacă întreb tinerii, nu știu câți dintre ei se mai uită neapărat la televizor sau ascultă radio. Deci mediul online este principala sursă de informare și ar trebui să fim cât mai atenți la ceea ce postăm, atât noi, ca tineri, cât și cei care se ocupă cu furnizarea informațiilor importante. În regulă, cum se implică tinerii în proiecte de sustenabilitate? În general sau în contextul Capitala Tineretului? Poate să fie în contextul Capitalei Tineretului, într-adevăr. De exemplu, noi avem chiar și la Summit ateliere pe partea de mediu și sustenabilitate. Vor fi în parteneriat cu Egg for Tomorrow, care este o asociație care se ocupă la nivel național de demararea unor campanii, fie că vorbim de curățarea apelor sau a diverselor zone de natură poluate, fie că vorbim de plantarea copacilor, pentru că noi anul acesta am demarat mai multe campanii sau evenimente în parteneriat cu Egg for Tomorrow, care au fost și pe partea de plantat copaci, dar și pe partea de ecologizare. Și pot spune că tinerii chiar sunt implicați, pentru că am avut de fiecare dată peste 100 de voluntari care erau la 8 dimineața acolo, gata să participe la eveniment. Cât de frumos, cât de frumos, într-adevăr, pentru protejarea naturii și a planetei. Ce așteptări au tinerii de la liderii politici pe ea? De multe ori poate nici nu știu ce așteaptă de la ei, care ar fi așteptările. Dar de aia sunt super importante evenimente cum este și summit-ul, ca să, parțial, ca tinerii să își dezvolte și competențele de care au nevoie, ca ei să-și dea seama că vocea lor contează și să-și dea seama cam ce pot să ceară de la factorii de decizie. Și în același timp să existe și contextele astea în care factorii de decizie pot să asculte vocea tinerilor. Acum, cam ce își doresc ei specific, asta depinde de la tânăr la tânăr, depinde de la oraș la oraș, dar probabil cel mai important ar fi ce mai vorbeam și mai devreme, își doresc să fie ascultați, își doresc să existe cât mai multe oportunități în care ei să-și poată spune părerea, dar să și vadă rezultatele astea clare, pentru că dacă tot vorbeam de social media, poate asta e una dintre caracteristicile generației Z și poate chiar generația Alpha care urmează după, că ei își doresc să vadă rezultate, ei își doresc acel instant gratification, îi se zice, ei vor să vadă că se întâmplă. Ei nu vor doar să-și zică părerea, vor să vadă fapte reale, tangibile, chestii pe care chiar să le poată lua mai departe. Și atunci cumva cam asta ar fi în general, ei își doresc să vadă fapte, își doresc să vadă ce se întâmplă, își doresc să vadă că vocea lor este auzită, este ascultată, iar apoi se transformă în ceva ce ei pot să trăiască. Nu trebuie să aștepte câteva generații ca poate nepoții lor să vadă impactul real al unor recomandări sau unor sugestii pe care ei le-au făcut. Care este cel mai important aspect al educației pentru tineri, Nico? În primul și în primul rând vorbim despre educația de la școală, cea formală, și educația non-formală pe care o primim din activitățile de voluntariat sau evenimentele la care participăm extra școală sau facultate. Bineînțeles că educația este extrem de importantă, indiferent de domeniul ei, și va ghida mai departe traiectoria pe care vrei să o urmezi, fie ca angajat sau poate angajator, fie că dorești chiar tu să organizezi diverse evenimente ca tânăr. Este extrem de importantă, indiferent de domeniu. Bun, am înțeles. Și acum ultima întrebare și aici aș vrea să îmi răspundeți amândouă. Ce înseamnă succesul pentru tinerii de astăzi? N-aș putea să zic neapărat ce înseamnă pentru toți tinerii, dar în România ești tânăr de la 14 până la 35 de ani, eu am 24, așa că zic ce înseamnă succesul pentru mine. Și cred că sunt mulți tineri care de fapt rezonează cu asta. Pentru mine succesul înseamnă să faci ceva ce îți place, să faci ceva ce îți aduce bucurie și să nu mergi la job și să vii acasă doar pentru a face bani și să nu-ți suporți cariera. Cred că asta, cam așa arată succesul, să fii fericit în munca pe care o faci, să faci ceva cu pasiune. Iar pentru tine, Nico, ce înseamnă succesul? Ce îți place. Poate succesul vine la pachet și cu partea de validare
pentru că observ că tinerii din ziua de azi, mai ales liceenii cei aflați la început de drum, poate încă nu știu care e traiectoria în viață, nu știu ce își doresc să facă pe mai departe și e foarte important să fie susținuți și să primească o validare, iar în momentul în care rezultatele lor dau roade, bineînțeles că sunt mici și fărâme de succes pentru ei. Și sunt de acord cu ce a zis Bea, că e foarte important să ajungi să faci ceea ce îți place în viață pentru a avea succes. Iar acum pe finalul podcastului, întorcându-ne puțin la summitul tinerilor, practic tema podcastului nostru de astăzi, aș vrea să le transmiteți câte un mesaj tinerilor care vor participa atât în ediția de anul acesta, cât și în edițiile viitoare ale summitului tinerilor. Bucurați-vă de contextele astea, sunt foarte multe lucruri de învățat, este o experiență unică și fiecare ediție până la urmă este unică în felul ei, este o altă temă, este un alt oraș, este un întreg ecosistem până la urmă în jurul fiecare ediție a summitului și până la urmă cam asta, aș zice, bucurați-vă de experiența asta și luați cât de mult puteți din ea, pentru că nu știți niciodată care e atelierul ăla la care participați odată și apoi vă dați seama peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani, că încă vă gândiți de fapt la ce s-a discutat la atelierul ăla. Și indiferent de mediul din care veniți sau dacă aveți sau nu experiență într-un anumit domeniu, este foarte important să aveți curajul să vă afirmați, să ieșiți în față, să vorbiți astfel încât vocea voastră să fie ascultată. Și nu știți niciodată cine poate rezona cu voi și astfel încât să se creeze oportunități care mai târziu vor deveni poate pasiunea voastră, pentru că așa am început și eu făcând voluntariat, am descoperit domeniul de PR și comunicare în care acum îmi doresc să activez și mai departe, astfel încât să-mi creez și o carieră în acest domeniu, nu neapărat voluntariat, ci evenimente. Deci aveți curajul să vă implicați. Bun, mulțumim frumos, Bea și Nico. Într-adevăr, summitul tinerilor la Ploiești, capitala tineretului din România, summitul tinerilor, ediția a noua. Iar până data viitoare, vă încurajăm să ne dați un follow pe rețelele de socializare, pe Instagram, Facebook și TikTok, Ploieștiul nostru. Și mai mult decât atât, avem pagina de știri, redacție, în cadrul căreia postăm zilnic articole, interviuri și reportaje cu și despre tinerii din orașul Ploiești. Până data viitoare, vă încurajez să ne urmăriți și celelalte episoade ale podcastului și la revedere!